Printre acțiunile organizate cu prilejul zilei orașului Sorok a avut loc și o acțiune de binefacere. Sorocenii au demonstrat încă o dată că sunt alături și la bine și la greu. De această dată fiecare a putut dona cât poate pentru tratamentul lui Nicolae Bulat. Numele municipiului Soroca este Cetatea Soroca și Nicolae Bulat. Suntem foarte îndurerați și întristați că dumnealui are o situație dincolo de bine. Și sunt foarte fericită, mă simt nespus de încântată de întreaga societate că nu a rămas indiferență față de numele Nicolae Bulat. Astăzi suntem cu doamna Valentina pentru cuvinte de susținere. Dumneaei este partea acestei proceduri, deci martor ocular, și am încurajat-o să depună actele ca pentru următoarea ședință a Consiliului Municipal, care are loc a se petrece în răstimpul cel târziu 2-3 săptămâni, și îi vom aloca din fondul de rezervă din bugetul local suma de circa 20.000 lei. Acțiunea de caritate pentru Nicolae Bulat este susținută și de publicația periodică Ziarul Nostru, care își propune să organizeze și un maraton pentru colectarea surselor bănești pentru susținerea familiei Bulat. Una din obiectivele Ziarului Nostru este implicarea în acțiunile sociale. În această dată am încercat să fim alături și suntem alături în continuare de Nicolae Bulat. Am demarat o acțiune chiar de ziua orașului, într-un timp record. Într-o oră s-au strâns circa 7.200 lei. Vom continua strângerea de fonduri. Ne propunem să facem și un maraton în care să invităm toți agenții economici, oamenii de bună credință, funcționari publici, ca să vină cu o sumă de bani care urmează a fi spus de către soția domnului Nicolae Bulat, pentru ca să revină cu bine acasă, la cetate, acolo ne cunoaștem locul. Mă mândresc că sunt o angestă de două ori, însă îmi dăm și colegii mei, prietenii mei de la Rotarieni ca să vină cu o donație și întreținere în acest scop. Soția directorului Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca susține că Nicolae Bulat, care este diagnosticat cu o maladie gravă la creier, a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență din Iași. Starea lui rămânea fi gravă, dar stabilă. Nicolae e la Iași, slava Domnului, joia trecută a fost transferat cu smurdul la Iași, la Spitalul Județean de Urgență, domnul profesor Nicolae Oblu, să primește tratament. În curând, adică mâine, eu plec acolo așa, mai detaliat, o să știu. Starea grea, stabilă. Mulțumesc sorocii, mulțumesc la toți sorăceni cu inima bună, care nu uită de Nicolae, care se roagă pentru el, care de acum nu numai se roagă, dar au dat și un ajutor financiar. Nicolae Bulat s-a născut la 10 februarie 1952 în satul Cureșnița, raionul Soroca. Este profesor, muzeograf, istoric și scriitor, deținător a mai multor distincții. De mai mulți ani este directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca.